Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit! Perioada de vară reprezintă și sezonul examenelor în sistemul educațional românesc, an de an, în organizarea Ministerului Educației, prin intermediul inspectoratelor școlare județene, fiind organizate examenele de valoare națională a absolvenților de gimnaziu, urmate de examenele de bacalaureat. Despre cele două evenimente stăm astăzi de vorbă cu doamna Todoran Valentina Gabriela, inspector școlar pentru limba și literatura română, limba latină, șef de compartiment în cadrul ISJ Maramureș. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Doamna inspector, să începem cu evaluarea națională, examenul de capacitate al absolvenților de clasa 8-a. În Maramureș s-au înscris pentru probele examenului un număr de 3858 de elevi, dacă ar fi să dăm cifra exactă, elevi de clasa 8-a, care au fost examinați în cele 172 de școli din județ. Care este numărul celor care nu s-au prezentat, de ce, în ce zone ale județului și cum vă explicați că, înaintea contestațiilor, un număr de 1311 elevi au luat sub nota 5? Toate acestea, vă rog să ne... Ar fi mai multe explicații. Sigur că s-au înscris 3858, așa cum ați precizat dumneavoastră, și au fost prezenți doar 3649 de elevi. Unii dintre elevii care nu s-au prezentat au avut motive obiective. Adică? Probabil că s-au îmbolnăvit unii dintre ei, alții au părinții plecați în străinătate, așa cum știm cu toții că sunt situații din acestea în județul Maramureș și probabil că au gândit că nu doresc să participe pentru că nu s-au simțit foarte bine pregătiți. Alții au rămas corigenți la română sau la matematică și au considerat că nu participă la acest examen de evaluare națională. Nu este cam mare cifra aceasta a celor care au absentat? Este mare, dar vă spun, au avut motivele lor. Unele chiar au fost obiective. Câte dintre ele, cum ați primit aceste motivări din partea școlilor sau cum? Am luat legătura cu directorii unităților de învățământ, da. Sigur că ei au discutat cu profesorii, au analizat fiecare școală situația și ne-au transmis punctual. Eu nu mi-am adus acum un material ca să vă răspund punctual care sunt acele localități, dar sunt foarte multe zone izolate. Și acolo este problema. Maramureșul, știți, are o configurație geografică diferită de altor județe. Sunt zone unde accesul este destul de dificil și unii dintre copii au considerat că nu doresc să participe la examenul de evaluare națională. Asta nu înseamnă că ei nu au mers la școală. În Baia Mare? În Baia Mare nu există situații, puține, foarte puține. Deci problema este în zona rurală. În Baia Mare nu au fost situații îngrijorătoare. Referitor la cele note sub 5? Da. 1311 elevi? Da, să știți că ne punem și noi întrebarea. În timpul anului școlar realizăm inspecții în unitățile școlare, avem o situație clară a acestor școli unde elevii nu reușesc să obțină rezultate foarte bune sau bune și facem inspecții, profesorii se străduiesc să îi determine pe elevi să învețe, unii dintre ei nu învață, poate n-au nici capacitatea necesară de a asimila, pentru că sunt, așa cum vă spuneam, foarte multe sunt situații problemă, sunt copii care sunt lăsați în țară pentru că părinții sunt plecați în străinătate și știți că în Maramureș... Cât dintre ei există... Care este situația? Că acum cunoaște și dumneavoastră și ceilalți colegi din inspectorat. Care este cifra aceasta de care vorbiți? Sau procentul măcar? Dacă nu toți, nu ori fi jumătate din cei 1311... În jur de 700 plecați. Sunt atât de da, mulți? Da, sigur. Și doar acolo sunt probleme? Nu numai acolo, dar și aceasta este o problemă. Și credem că e mie una mi se pare foarte cam mare importantă. Cifra aceasta. Din 3858 de elevi, 1311 să aibă nota sub 5.
E oarecum interesant de văzut. Și aș vrea să ne spuneți unde problemele sunt doar în familie, problemele celelalte de nu unde neapărat, vin? Nu neapărat, nu numai în familie și la școală. Lanț, nu? Da, deci unii dintre elevi nu reușesc să asimileze acele noțiuni ca să poată să depășească nota 5. E din vina profesorilor? Cred că e undeva comună vina. E vina comună. Cred că este undeva. Adică să vedem unde trebuie lucrat. Da. Până la urmă. Deci și elevul, și familia, și profesorii, sigur că trebuie să facem cu toții eforturi să îi determinăm pe acești elevi să reușească să participe la evaluarea națională și să obțină rezultate mai bune. Care e soarta acestor elevi care au luat nota sub 5? Ei pot să-și continue școlarizarea. Există unități școlare care îi școlarizează. Deci chiar pot. Sigur că nu vor participa la ceea ce urmează după, la admitere. Deci să intre în acea computerizare. Dar sigur că vor fi școlarizați. Anul trecut, în 2017, da, rata de promovabilitate în Maramureș a fost de 73,8%, iar 24 de elevi au obținut media generală 10. Care au fost rezultatele finale în acest an, după corectarea contestațiilor, bineînțeles? Știm că un singur 10 parcă a mai fost obținut și în rest mulți s-au ales cu note mai mici. Și ce explicații aveți pentru diminuarea performanței, doamna inspector? Fapt vizibil prin prisma acestor cifre statistice. Da. În urma, după rezultatul de la contestații, doi elevi din Maramureș au obținut nota 10. Un elev de la școala gimnazială Nicolae Iorga și de la școala gimnazială George Coșbuc. Anul trecut au fost mai mulți, așa cum ați spus și dumneavoastră, dar elevii, am discutat și cu profesorii și cu unii dintre elevi și mi-au spus că subiectele la matematică, acolo a fost problema, spun ei, au fost un pic mai dificile. La limba și literatura română au fost subiecte de nivel mediu. Asta spun ei că subiectele au fost mai dificile sau au pus probleme mai mari. Era destul de simplu să obții nota 9 sau se putea obține nota 9 peste 9, însă trebuia să ai noțiuni mai serioase un pic. Asta este explicația. Cred că subiectele n-au fost pe placul elevilor. Pe placul elevilor sau nu, trebuie să susțin acest examen. Deci își asumă, să spun, inspectoratul școlar acest eșec sau considerați că nu aveți nicio vină? Nu este un eșec până la urmă. Eu vorbesc la limba și literatura română, rezultatele au fost foarte bune. Sigur că până la urmă toți trebuie să ne întrebăm ce putem să facem mai mult pentru acești copii. Fiecare instituție în parte. Fiecare instituție în parte. Bineînțeles, împreună cu familia, cu școlile. Nu putem să spunem că avem numai noi vină sau că nu avem nicio vină. Dar deci, în ce măsură își asumă inspectoratul școlar aceste rezultate? Își asumă inspectoratul școlar rezultatele. Sau acest eșec. Dacă noi spunem eșec, pentru că nu e un rezultat Nu este un rezultat dorit. Foarte bun, este aproape de media pe țară. Dacă este să ne uităm și la rata analfabetismului în România, în 2016, dacă ne amintim, era pe locul 1 la analfabetismul funcțional. Da. Am înțeles. Ne punem întrebări, încercăm să găsim răspunsuri, facem... Adică ce e de făcut în școli? Ce e de făcut cu acești, cu elevii în general? Ce trebuie schimbat, doamna inspector? Acum vedeți că se schimbă și programele, la clasa 5 s-a schimbat programa, deci până la urmă noi trebuie să ne adaptăm. Da, oare nu aceste schimbări dau peste cap viața elevilor? Dă un azi un reprezentant, liderul de fapt Asociației Elevilor din Maramureș, ne sesiza faptul că urmează noi schimbări, noi propunem de la Ministerul Educației cu acea teză unică, pe care ei nu o văd cu ochi buni. Adică sunt ascultați și elevii? Sigur sau că doar sunt ascultați și ce vedem? Pot să vă spun că ei se adaptează cel mai ușor. Deci atunci când e o schimbare, tinerii se adaptează mult mai repede decât ne adaptăm noi, adulții, maturii. Ei cred că au fost foarte fericiți cu aceste subiecte pe care le-au primit anul acesta și la bacalaureat.
au primit niște subiecte foarte frumoase. Le-au plăcut subiectele multora dintre ei. Sigur că unii dintre elevii vor obține rezultate foarte bune, alții mai puțin bune. Depinde cât de mult s-au pregătit. Dar vă spun că la schimbare, noi, maturii, adulții, parcă suntem mai stângaci. Ei sunt mai dezinvolți, își doresc schimbarea și percep foarte bine lucrurile. Eu chiar am încredere în tineri și am discutat cu foarte mulți dintre ei și văd așa extrem de dezinvolți și de dornici să se construiască frumos. Și dacă noi avem puterea de a le explica că schimbarea este importantă și este necesară, cu siguranță ei vor percepe schimbarea ca pe ceva care cred că le folosește, ajută. S-au mai făcut și anumite sondaje de-a lungul anilor și foarte mulți tineri își dau seama că sunt prinși în capcana unei educații fără eficiență. Tocmai din cauza acestor schimbări, tocmai din cauza schimbărilor dese și la minister, dacă e să numărăm, am avut peste 25 de miniștri în ultimii 20 de ani, dacă nu 25 parcă. Nu credeți că o continuitate ar face mai bine și pentru elevi, dar și pentru cadrele didactice? E clar că e foarte important să continui. Adică cum vedeți dumneavoastră? Da, e important ca lucrurile să fie continuate. Dacă sunt bune, dacă fundația este foarte bună, atunci construiești pe ceva solid, e adevărat. Legat de subiectele de la bacalaureat, vreau să vorbesc puțin. Le-au plăcut aceste subiecte pentru că acestea au valorificat experiența lor culturală și experiența personală. Deci sunt subiecte care sunt pe placul lor, îi ajută. Îi ajută să se construiască frumos. Profesorii au obișnuit să se raporteze la ei, la identitatea lor. Deci sunt chiar, dacă o să vă uitați peste subiectele care au fost date anul acesta la bacalaureat, o să vedeți schimbarea și în bine. După 1990, dar nu chiar imediat, la examenele din sistemul de învățământ din România au apărut aceste forțe de ordine, examenele de bacalaureat fiind păzite de jandarmi. Și aș vrea să vă întreb, doamna inspector, cât este de normal, vorbim din punct de vedere al prestigiului școlii și al cadrelor didactice, prezența jandarmilor în unitățile școlare? Sigur că atunci când vezi un jandar sau când vezi un om al legii, te simți și protejat, e adevărat. Pe de o parte. Eu sunt genul de om care se simte confortabil, să zicem, cu acest jandar. Poate că unii dintre ei exagerează, dar nu știu, eu nu-i văd ca pe ceva care ne-ar împiedica să ne desfășurăm activitatea sau să ne simțim încolțiți. Da, bun, haideți să privim și în urmă, cu ani în urmă, când nu au fost jandarmi. Nu considerați că acum este umilitor, intimidant, oarecum nefiresc și degradant ca examenele să fie supravegate video în fiecare clasă, iar locația să fie păzită de sau supravegată de jandarmi? Da, așa nu-i sperie pare, oarecum pe elevi aceste sunt niște mijloace? Examene care trebuie să fie susținute și eu sunt pacifistă și pentru o discuție, nu neapărat pentru a... Adică sunt din start priviți niște hoți, ca da? Și niște infractori. Am înțeles ce spuneți. E adevărat că uneori așa pare. Dar jandarmii chiar nu se de poate astăzi... Fără nu mai este încrederea în elev, nu mai este încrederea în relația elev-profesor, adică elev-supraveghetor? Da. Așa pare, să știți. Dar câteodată să știți că este... Ați primit reacții din partea părinților, din partea elevilor? Nu, nu. Și noi avem un jandarm la inspectorat în permanență, acum când se desfășoară examenul de bacalaureat la evaluare națională, dar să știți că nu ne deranjează și sunt persoane care își văd de treaba lor. Deci nu... Aș vrea să privim puțin rezultatele de până acum la bacalaureat. Știm că azi a fost încă o probă. Da, azi a fost proba obligatorie, matematică și istorie.
Și mâine va fi ultima probă, vor susține elevii ultima probă la alegere. La limba și literatura română au fost înscriși 3176 și s-au prezentat 2934 de elevi. La matematică astăzi s-a desfășurat proba. Colegii mei încă sunt acolo și așteaptă lucrările din cele 11 centre din județ și apoi vor fi trimise în alte județe unde se corectează aceste lucrări. Dacă ar fi să faceți o caracterizare a ceea ce înseamnă acum acest examen, în câteva zile de când a început, 3176 înscriși, 2934 prezenți, iarăși da. au observat. Da, unii să știți că sunt și din promoțiile anterioare și ei s-au înscris, dar nu toți au reușit probabil să vină la examen sau și-au dat seama în ultimul moment că nu sunt atât de bine pregătiți și vor lăsa pentru toamnă, că mai este o sesiune anul acesta. Cum ați caracteriza din primele rezultate acest examen? Nu avem încă rezultatele, nu avem. Adică nu aveți rezultatele? Nu avem rezultatele, numai desfășurarea probei a fost o probă liniștită, s-a desfășurat cu calm totul. Incidente majore nu ați avut, au fost cazuri de elevi eliminați. Au fost în prima zi 4 elevi și astăzi 3. În Borșa și la Colegiul Național Dragoș Vodă, în Sighetul Mărmănăției. Exact. Au avut telefoanele la ei. Spun că și le-au uitat în buzunar, a sunat telefonul și au fost eliminați. Astăzi, 3 elevi, 2 tot la Borșa și un elev de la Mărmănăția. Din Sighet. Din Sighet, da. Colegiul Mărmănăția din Sighetul Mărmănăției. Și avem și câteva informații concrete, cifrele de care amintea și noastră, 2963 de elevi, știm noi că au susținut proba scrisă în funcție de profilul absolvit. Astăzi, da. Eu astăzi, vă spuneam de română. Da. Istorie 944, istorie în limba maghiară 21, așa. Matematică, informatică 506, matematică, pedagogie 54, matematică, științele naturii 380, matematică, tehnologie 970, matematică, informatică în limba maghiară 9, matematică, științele naturii în limba maghiară 32, matematică, informatică în limba ucraineană, iată, 14, matematică, pedagogie în limba ucraineană 25 și matematică, tehnologie în limba germană, chiar 8. Patru tipuri de matematică. Cei care sunt au fost, și un da, istorie. Cei care au fost prinși având asupra lor telefonul mobil, vorbim așa, de cei de astăzi, doi la centrul de examen Borșa și cel de la liceul Mărmănăția, care și cei dinainte, care este soarta lor? Deci nu vor mai putea participa la bacalaureat. Anul acesta da, sau da, și în perioada următoare, în anii următori? Două sesiuni. Două sesiuni da, numai. Da, da, deci sesiunea da, din toamnă da, da, și încă sesiunea da, din vară de anul viitor, da, da? Da. După aceea se pot înscrie. Da, sigur că se pot înscrie la bacalaureat. Alte incidente ați mai avut? Nu, n-au fost alte incidente. Deci a fost... comisiile și-au făcut treaba, elevii au fost cu minți. Față de anul trecut, subiectele sunt considerate mai ușoare, cel puțin până astăzi? La limba și literatura română sunt alte subiecte. Deci, cât de diferit față de anul trecut? Nu foarte diferit, dar totuși diferite. Anul trecut au avut prima dată subiecte la simulare, acest tip de subiecte și sigur au avut timp să se pregătească. Nu este o schimbare foarte mare. Dar, vă spuneam, au fost subiecte foarte frumoase, un text de Anton Holban, note de călătorie, unde au putut, și textul, subiectul 2, unde au putut să-și valorifice experiența lor personală, culturală, și acolo, cu siguranță, au scris din experiența pe care o au. Un motiv al străinului, foarte frumos, pe care cu siguranță l-au abordat cei foarte buni și cei care s-au pregătit. Vă așteptați să fie rezultate mai bune ca anul trecut? Nu știu dacă vor fi mai bune ca anul trecut. Sigur că mi-ar plăcea să existe rezultate mai bune ca și anul trecut, ținând cont de faptul că s-a dat poezie la subiectul 3 și foarte mulți dintre elevii nu s-au așteptat la poezie, deși poezie nu s-a dat în ultimii ani.
Probabil că... Bine, dar pornind de la simulările avute și rezultatele finale ale absolvenților din clasele a 12-a, simulările, unele, să știți că unii elevii n-au abordat extrem de serios simulările, unii dintre ei. Și atunci nu putem să spunem că sunt relevante neapărat aceste simulări. Rezultatele, da. Da, sunt elevi care se evaluează obiectiv și dacă după terminarea examenului de bacalaureat facem o statistică, vom descoperi că rezultatele lor sunt cele așteptate. Este clar că sistemul educațional prezintă câteva vulnerabilități majore și aici am să dau câteva exemple. Portul uniformei este facultativ, elevii folosesc gadgeturile IT în școală, inclusiv la examene și avem acest caz Borșa. Profesorii sunt jigniți și amenințați, directorii de școli unii storc fonduri de la părinți, cazuri prezentate, abandonul școlar este de asemenea o realitate. Cum vă explicați dumneavoastră, doamna inspector, problemele de disciplină și integritate în învățământul românesc și ce fac efectiv inspectoratele școlare în acest sens? În speță cazul nostru, inspectoratul școlar Maramureș. Sigur că sunt foarte multe probleme în învățământul românesc. Noi suntem foarte aproape de școală, să știți, foarte aproape de profesori. Există situații pe care le cunoaștem și le rezolvăm, încercăm să le rezolvăm, încercăm să găsim cele mai bune soluții împreună cu dascălii, împreună cu directorii. Sunt și școli unde există acele probleme. E o perioadă dificilă pe care cu siguranță o vom surmonta, pentru că există acea libertate de care vorbeam la început, pe care și-o permit unii, și atunci noi, dascălii, educația este foarte importantă. Trebuie să fim foarte aproape de elevi, să fim foarte aproape de părinți, pentru că o educație a noastră, a tuturor, este ceea ce poate fi foarte bun pentru societate. Deci societatea are nevoie de educație. Foarte importantă educația. Și trebuie să înțeleagă și părinții, și profesorii, și elevii că educația e extrem de importantă pentru o societate corect construită, pentru o societate echilibrată, prosperă. Doamna Tudoran, suntem la final de emisiune, dar mai avem un punct de vedere legat de ceea ce se întâmplă în ISJ și refuzăm să acceptăm atitudinea ISJ Maramureș, faptul că doamna inspector general moldovan, doamna Camelia Bogdan, inspector general adjunct, refuză să vină în emisiune și să participe la dezbateri publice. Are această obligație și dânsa și colegii dumneavoastră, care sunteți persoane publice și se ascund unii după purtătorul de cuvânt. Și acum am întrebare, care este poziția dumneavoastră față de colegi din ISJ Maramureș, cei care participă la acțiuni politice în timpul programului de lucru și mă refer la cazul doamnei Camelia Bogdan, caz prezentat și mai ales la faptul că sunt folosiți elevi la acțiuni cu caracter public de către politicieni, cei din administrație și chiar de cler. Pe mine vă rog să mă scuzați, dar nu știu să fie folosiți elevi la acțiuni politice. Vă rog să mă credeți că nu știu de acest lucru. Nu știu dacă se întâmplă asta. E bine să întrebați, adică, nu știu, m-ați luat prin surprindere, chiar nu știu. Nu știu ce să vă spun. Avem o activitate pe care o desfășurăm la ISJ Maramureș în fiecare zi. Suntem colegi care chiar vrem binele învățământului. Ne străduim din răsputeri să rezolvăm problemele care sunt dificile. Să știți că acum în inspectorat suntem în Comisia Județeană de Bacalaureat oameni care nu ne vedem, nu suntem în față, dar chiar muncim și avem foarte multe responsabilități. Nu știu ce să vă spun,
Nu știm de acțiunile acestea politice, nu am probabil fost... că știu alt colegi dumneavoastră, da, și nu ați fost, nu am fost, nu a ajuns la dumneavoastră informația. Nu, oricum, nu pe această cală o invităm și pe doamna Moldovan, doamna general, la emisiune, o invităm și pe doamna Camelia Bogdan, pentru că, în special, doamna Camelia Bogdan, înainte de a realiza o știre, înainte de a fi difuzată, dânsa a trecut la amenințări să avem grijă ce difuzăm, dar este un alt caz pe care o să-l mai prezentăm și în alte emisiuni. Mulțumesc pentru participare și vă mai așteptăm, doamna Tudoran, și cu alte informații. Și eu vă mulțumesc foarte mult și succes elevilor pentru mâine la examenul de bacalaureat. Doamnelor, domnilor, urmează o pauză de publicitate și revenim.